Bună, bună, sunt Sani și bine ați venit sau revenit la un nou Vlogmas! Am încheiat vlogmasul precedent în mașină, așa că am zis că ar fi frumos să începem și pe asta. Taș, fata! Să-l începem tot din mașină. Asta e Jason, Rosie, ok, sunt în spate, eu sunt îmbrăcată superb. Chiar îmi place foarte mult outfit-ul de azi. Mă deranjează un pic asta că e cam mare. Mergem să-l vedem pe Moș Crăciun. Aha. Să facem poze cu Moș Crăciun. Ei s-au îmbrăcat în roșu, eu am o rochie roșie pe care am păstrat-o pentru Crăciun. Rochia roșie, v-am arătat-o eu, pentru Crăciun am păstrat-o. Așa că, da, de am zis, eu mă îmbrac în pastel, oricum îmi trebuie pentru pozele mele pastelate. Plus că locurile în care mergem nu sunt pastelate, că asta e regula mea când fac poze. Fie locul pastelat, fie hainele sunt pastelate, ca să se combine și să fie totul în cele din urmă pastelat. Cum niciunul din locurile astea nu e pastelate, atunci vin eu cu pastelul. Vin de acasă cu pastelul. Aoleu. Oh, today is 18, right? Yeah. 17. Oh, 17. Do we have enough time to get there? Half an hour. It's half an hour. Yeah. Mamă, la limite suntem că avem programele la 2:30 cu Moș Crăciun. Oh, leu, rugați-vă să fie totul bine și frumos că n-am chef să... Mamă, 33 de minute. Hai, tot să fie bine, să facem poză cu Moș Crăciun, că avem doar 5 minute la dispoziție, ce să facem poze și tot ce. Plecat acum 20 de minute și încă mai avem 24 de minute, e clară treaba. Sper să ne primească și mai încolo, că la 2:30 n-ajungem. Față 8 minute când intrăm în parcare. Sesiunea durează 5 minute sau nu știu. Sperăm să ne primească totuși, că vorbim de Moș Crăciun. E bun Moș Crăciun, nu-i așa? Sperăm să ne primească în continuare. Sperăm să nu dureze prea mult aici, pentru că după mai vreau să mergem la o cafenea care se închide la 6. Ah, urăsc sentimentul ăsta pe care mi-l dă... Da. Traffic jam-ule. Pe care mi-l dă, nu știu, mereu sunt cu... Cu inima în pioneze, mereu ajung la timp, n-ajung la timp. Hong Kong e tare agitat, tare no, agitat. No, it's just that little place need to be fixed. That jam, no any accident, but always, every day, every minute, every second, every year. Încerc cât de mult posibil să mă calmez, să nu mă gândesc la situația aia. Wow, look! 196. It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be without someone special. In all the moments. Într-adevăr, e bun Moș Crăciun și ne-a primit. S-a făcut poză, Jason și cu Rudy și cu copii sunt afară să se plimbe un pic. Așteptăm că se face poză și apoi ne îndreptăm spre cafenea. Dar vreau să vă filmez așa, că e un paradis al cățeilor aici, de toate. Ia uitați, avem jucării de Crăciun. Mai multe. Și o să mă duc să văd ce face Jason. Ce face Jason? E cu cicica mea aici. Rufy, nu-i convine nici măcar un cărucior. Zice, nu, mă țineți în brațe, ca pe o pușică și atât. Pe jos nu vrea. Spectacol, cât așteptăm poza. Ia-i fată, gata. Hai că te iau eu în brațe, gata.
Wow! Să vă arătăm și vouă. Tum, tum, tum. Ia uitați, o poză chiar reușită. Toată lumea arată bine, se uită la cameră. Mi se vede mie, de fapt nu e fundul meu, că sunt colanți, e ok. Totul bine și frumos. Chiar e foarte reușită poza. Chiar îmi place. Și Cicica se lipește de mine. Ia mă, ia mă. Nu vreau un coș, nu mai vreau niciunde. Stockings on fireplace. But in my living room, a single one with my name. Knit sweaters and lace. Dressed up alone on the couch. S-a mai întâmplat o nefăcută. Le-am cumpărat două bețe din alea de mâncat. Le plătim cu cardul, că cardul lui e și card și card octopus și merge și la parcări și la parcări se trebuie neapărat card din ăla, că nu merge un cash sau un cardul normal. La parcări, la, mă rog, chestii trebuie, gen transport în comun poți să folosești, e și card și card octopus. Și l-a pierdut. Și eu nu mi-am dat seama atunci că el l-a plătit cu cardul ăla. Când să ne uităm, era cei sunt enervat și întreb, dar ce s-a mai întâmplat? Că el mereu e nervos. Căuta și întreb ce căuta? Și zice, cardul. Și mi-a dat seama că, de fapt, cardul lui era, că el a plătit cu cardul. Și a zis, ori l-am lăsat în mașină, ori l-am pierdut. Și el mi-a dat seama atunci, v-am zis că a plătit cu el. Și da, a plecat așa, am mers la mașină și a ajuns la mașină, bineînțeles că nu era, că nu exista, că plătise, că e acolo și picase. Wedge și lui se... No Lucy's in the trolley. Welcome to Vision Drive, your safe driving partner. Have a safe drive, audio recording on. Why did you tell me? Told you. You did not tell me. Well. Și când nu-l pierdu, să-l pusezi încălucior. Dă-i copia, acum mai nervos. Try the jam again. Mergem la o cafenea căciunistică. Să vedem. Deci, să vedeți ce fac. Deci eu, dacă m-ați văzut în timp și vorbeam cu voi, mă tot uitam stânga-dreapta. Înainte să intre Jason în mașină, am dat cu camera în parbriz. Și după ce am dat eu camera în parbriz, nu știu, dintr-o dată văd eu o crăpătură și zic, aoleu, îmi sparte ăla. Și îmi spun, nu vede că s-a uitat în direcția în care m-am uitat eu. Nu s-a uitat. Și zic, să zic să nu-i zic. Zic, hai că zic, că nu vreau să se simtă după nașpa că a făcut el nu știu ce. Și zic, vezi că ți-am spart parbrizul așa un pic. Și zice, aoleu, dar din reacția lui mi-a dat seama că nu, că dacă e, adică ar fi fost un pic mai supărat dacă era chestia nouă, întâmplată. Și după am pus mâna, de fapt, spărtura din afară. Asta mica, am crezut că nu camera acolo și o spart, dar nu eu. Dar ăsta n-a avut nicio jenă să mintă, că da, tu. Tu ești pate, right? Da. Cum să nu? Mai fixez și eu păscălia, că a început să o iar asta. Asta e scena unde se va ține concertul Blackpink, vin Blackpink în Hong Kong. You hear the beats, boom, boom, da, boom, 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 boom. Nu știu când e concertul. Dar mi-a zis și atât Ambra cât și Fara că s-au uitat de bilete și n-au avut nicio șansă sau s-a stricat totul, deci n-au avut nicio șansă. Ba nu, parcă Fara nu voia ea, mă rog, ceva, n-au, niciuna n-a luat bilete, că se dau așa ca pâinea caldă și după le vând la un preț de 10 ori mai mare decât erau la început. Really, it's a really famous and important location. Am înțeles, am înțeles. And you know, last time Zed, the electric artist,
and Steve Aoki. Oh, they came here for the concert and went exactly there. Okay. Gong, 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 like that. Gata, fata. Îi zice melodie să sperăm un pic ca mică scena pentru... A terminat concertul. Ce voiam să vă zic când m-a întrebat atâtea ori, că nu mai știu ceva să zic. Dar mi se părea că e un pic cam mică scena și mi-a zis că nu, că e mare, foarte mare și na, un loc important deci acolo. Deci da, ați înțeles. Blackpink at Hong Kong. Tocmai am avut un mental breakdown și am plâns cu lacrimi. Scrie ce pe vasă. Pentru că n-am prins loc la cafenea. No, copii. V-am zis că mergem la cafenea? V-am zis. Ideea e că... ce nervoasă sunt. Acum o săptămână am descoperit cafeneaua asta. Acum o săptămână le-am scris oamenilor răstora de la cafenea. Le-am lăsat mesaj pe Instagram oamenilor răstora de la cafenea. Hei, aș vrea să fac și o rezervare. Ce trebuie să fac? Nu se face rezervare, nu mai e așa, prima veni, primul servit. Gândindu-mă, măi, trebuie să fie o chestie, nu știu, cumva, care e strategia lor. Strategia lor e că e bilețel. Am ajuns aici, a dus la Jason bilețel, era 3 numere. Și după aceea l-am trimis înapoi, pentru că mi-a zis, măi, spune-le că ai câini, pentru că de obicei cafenelele de aici nu sunt atât de pet friendly, adică pet friendly dacă au terasă, dacă n-au terasă nu prea ai voie să stai înăuntru. Și s-a dus să se întoarce, păi de fapt și de drept nu mai sunt locuri la 4:30 a terasă, dacă m-a durat un big breakdown, mi-au acum 5. Nu mai sunt locuri pentru, cum se cheamă, nu mai sunt locuri pentru afară. Vă pupați pe bot că n-aveți ce să faceți. Și am stat, am tot căutat cafenele. Eu am renunțat la o cafenele la care mergeam eu de fiecare dată, în fiecare an de câțiva ani încoace. Mergem la cafenea aia pentru afternoon tea și au și zăpadă. Și am crezut că anul ăsta nu mai e zăpadă. Așa că am zis, lasă că merg la cafenea asta superbă, îmi fac poze acolo, nu mai am nevoie de afternoon tea-ul celălalt cu zăpadă. Ca să știi, sunt o cafenea la care am vrut să mergem noi de mult timp. O găsește, dar arată mai degrabă o insulă tropicală din Bali, sau mă rog, o a Bali arată mai degrabă cafeneaua decât ceva de Crăciun. Și mi-a zis, păi, întreabă-mă și pe mine înainte să rezerv ceva, rezervați acolo. După i-am zis că eu aș vrea să merg mai degrabă la Morocco Club, cafeneaua aia cu afternoon tea de Crăciunistic, că e foarte drăguț afternoon tea setul. Și cu zăpadă, fără zăpadă. Și mai bine nu spunea, că cică, au zăpadă, dar noi nu mai prindem zăpada. Că e 5 deja. Nu mai prindem zăpada, dar doar afternoon tea. Ce să mai și zic? Nu mai ce să zic, au o zi. Măcar am făcut poze atunci frumoase, dar sunt supărată tare. Supărată rău de tot. Nu știu, și ideea e că asta tragedie pe cafeneaua aia, pentru că nici nu mai am când să mă duc acolo. Pentru că lucrez, Jason lucrează și sunt deschiși de la 8:30 dimineața până la 6 seara. Deci nicio șansă să ajungem aici, la un alt fel. Și efectiv nu știu cum mai putea să prinzi loc la cafeneaua. Te duci acolo la ușă la 8 dimineața, altfel nu înțeleg. Că Hong Kong-ul e dezastru cu Hong Kong-ul. Supărată rău de tot. Le-am dat și un follow, atât de supărată sunt. Le-am dat un follow pe Instagram. Iar suntem și în trafic. Am mers totul bine și frumos până aici, odată ce am ajuns aici. Is it around the corner? Around the corner there? Okay. Deci suntem la 100 de metri, mai puțin de 100 de metri, dar nu ne putem mișca pentru că suntem prinși în trafic din nou. Sunt de ceva timp, 5 minute și ne-am mișcat, o mașină ne-a mișcat. A treia oară prinde semaforul ăsta tâmpit. A treia oară. Deci nu e numai semafor pentru pietoni, e semafor și pentru
sunt două semafoare, semafor în parte pentru mașinile din partea, semafor aici pentru mașinile de aici, mașinile de aici, A70 la mașinile de acolo și la pieton, bineînțeles, ca și celelalte mașini. De asta, asta e 170 de ani, se schimbe culoarea semaforului și îl prins de 100 de ori. Super. Am trecut de semafor și acum, și acum tot așteptat. La ce mai așteptam? Nu știu, la pâine caldă, habar n-am. Ah, am ajuns. Măcar ceva bun. Am ajuns, măcar am priveliște frumoase fix lângă pomul de Crăciun, nu știu care e faza. Cred că s-a terminat de mult ăsta cu chisetul, că nu-i pe nimeni, nu văd mâncând așa ceva. Și nici zăpadă, nu știu, mă rog, nu contează. Important e că am ajuns și că o reușim să facem ceva poze. S-au prins iluminițele de Crăciun, dar nu s-au prins și în partea asta nu s-au prins. Ceea ce e ciudățel, că ar trebui să se aprindă toate, gen. Aștept, și colinde avem. Și căldură, cel mai important lucru, că e foarte frig azi, 11 grade. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my head, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air, the only thing I'm missing is you. Stockings on fireplace, drame și lacrimi, gata, trecem la mâncat. Știu, lumea chiar are probleme, dar n-am avut mereu o viață rotă, așa că lasă asta să fie problemele viață, că n-au rezervare la cafenea și că nu pot să intru acolo. Merit și eu asta și toată lumea merită să aibă tipul ăsta de probleme, să avem o viață mai ușoară, liniștită, așa. Ce să mai, acum ne apucăm să mâncăm. Cookie Rosie sunt aici băgați, Jason e acolo. Ce zici tu, Jason? Fire! Fuck! So it's hot! Da, nu mai poate săracu! Gheață! I-am și zis, vezi că e frig azi! E lumea e frig în Hong Kong și am zis, vezi că e frig azi! I thought it would be cold today! It's hard to look cold! Gheață toate cele! Dar el a zis, nu, că nu mai e frig în Hong Kong! 10 grade au fost! De până acum cel mai frig de anul ăsta, deci chiar a fost frig. Dar noi știi ce amuzant, când trec temperaturile la 12 sau mai puțin de 12 grade, e alertă de frig, alertă de vreme rece, foarte rece. Haideți să procedem la mâncat, că n-am mâncat nimic pe ziua de azi și merităm. Bună! Nu se-i poftă bună, va fata. Așa, asta să vedeți ce are Jason. Dăm. Uite așa inele, frumiare, chiar foarte cool. Așa și brățărică. Foarte cool a fost Jason. Și cu asta a fost, el a arătat foarte cool. Și eu am arătat așa, very, un pic de piții. A, și lanțul. Așa, de toate. Încerci și o matcha lui Jason, nu-i răzi că e nașpa. Deci dacă Jason zice că e nașpa, matcha înseamnă că e sigur nașpa. Deci eu când încerc matcha, fix așa zic, care e gust de iarbă cu unt, pentru că fix de asta are gust de iarbă cu unt. Spuneți-mi voi dacă matcha are gust de altceva în afară de iarbă cu unt. Dar, ca să înțeleg, așa o bei pentru sănătate. This one is just a candy. Dar pentru gust, eu nu înțeleg. Efectiv, iarbă cu unt. Gata cu afternoon tea, s-a făcut deja 7 și un sfert. Mi-e foame că mâncam numai dulciuri la afternoon tea, că partea de jos era cu carne, cu chestii pe care nu le putem mânca, adică doar pui mănânc. Cred că ca și cum n-ar fi pui, dar așa mi-am zis eu, că doar pui vreau să mănânc, asta n-am.
Așa. Acum trebuie să cumpărăm niște chestiuțe. Trebuie să mănânc eu niște, cum se cheamă, că tot uit. Korean corn dog. Da, asta așa se cheamă. Și după aceea să scoatem la plimbare, că am luat și ieri din casă. Doar i-a dus Jason la frizer și atât, și de obicei se plimbau și e supărat cu chiul de ieri, e supărat. Deci acum doar i-am întâlnit după noi, basically, și nu s-au dus la plimbare, na, nu s-au bucurat și ei de ziua asta, doar au stat în cărucior. Așa că o să-i ducem mai târziu în West ca o lună să se plimbe cât volie. Dar să ne întrebăm mai întâi, să ne terminăm mai întâi treaba. Aici ne-am oprit la Arirang, Arirang, sufletul meu. Ia uite ce minunății avem aici. O să este cu cartofi și cu brânzică. Și ăla e doar cu brânzică. Coming soon. O să aibă și hot dog de pui. Așa că o să-mi iau din ăla. Până atunci ne mulțumim cu ăsta. Și ăsta e extrem de delicios. Poftă bună. Wow, so full, how to say in Romania? Plin. Tu ești plin. Sau m-am săturat. Nu. Nu prea. Why you barely ate anything? The sweets make me full. Right? Da. I ate too much sweets. Hot dogi, să știți că sunt pentru mine. În principiu pentru mine, și aici să că mănâncă și eu un pic. Dar el nu poate să mănânce unul singur, așa că... Poftă bună, nouă, mie special. Hai, să mâncăm, că nu mai pot. Efectiv, îmi fac mi-a televizor. Știți că vă ziceam că amândoi sunt pentru mine. Am luat două cuori dacă din ala și am mâncat Jason. Mă rog ca fetele, când zic, nu vreau, eu nu vreau să mănânc nimic, eu nu vreau. Și după aceea să mănâncă toată mâncarea. Fuck me, I cannot finish one, just take a bite. Honestly, yeah, I'm full. Then why eat it? You want? Too late now. Is that nasty? Then I'm not eating. Because you ate it. Știți cum am mâncat? Am mâncat așa, am pus sos doar pe o parte, obviously, și am mâncat așa. Pe tot, am mâncat până a dat tot sosul de la un cap la altul și după a rămas așa. Cum să mai mănânc? Nu mai e cum să mănânc. Supărat. S-a întors și după foița lui de ceapă, deci geaca asta are cel mai amuzant comentarii pe Ghesar. A scris cineva că e atât de subțire încât răcește vara. Iar eu am notul lui Jason de acum un an, pentru că știu că el nu poartă geci deloc, că e călduros de fel. Dar acum, adică azi, spre exemplu, mie mi-a fost super frig, lui a fost super frig în casă, dar a decis el, că el și-a doar geaca aia și nu una mai groasă. Am ajuns în parc, în West Kowloon, ca să-i plimbam pe căței și văd că un concert cu un om în vârstă, după voce, așa pare. Așa că mergem. Nu vreau să ies din mașină, dar va trebui. Hai. Off we go. Ce mi-a trăsnit osul. Merge în primul acest mai. Rozica mea e înghețată ca Jason de altfel. Mă, Jason, săraca fetiță. Uita și pe ce i-a făcut, mă, Jason. Like Santa's helpers, wearing ugly sweaters. Have a seat by the fire, eating candy canes while my heart is beating, yeah. Rudolph the red-nosed reindeer.